Bună ziua tuturor! Dacă sunteți gata, ne spuneți. Da, putem începe? Bună ziua, stimați cetățeni! Astăzi vrem încă o dată să reiterăm principalele prevederi din proiectul de lege elaborat cu domnul Marcoci referitor la veteranii care au luptat în războiul de pe Nistru și care sunt măsurile adiționale de suport din partea guvernului pentru ei. Deci, în primul rând, vorbim de acea alocație unică de 2500 de lei, care o să fie acordată tuturor veteranilor care au luptat pe Nistru, soțiilor sau părinților supraviețuitori ai acestora. Sunt 20.600 de veterani în asemenea situații, indiferent dacă și-au înnoit legitimațiile sau nu, vor beneficia. În al doilea rând, vorbim despre stadiul necontributiv, care o să fie inclus în stadiul lor de cotizare, deci perioada pe care au petrecut-o pe front va fi inclusă în pensie, în proporție de 1 la 3. Deci pentru fiecare lună care au luptat, în pensie o să regăsească 3 luni. Mai mult ca atât, venim să corectăm o ciudățenie din punctul nostru de vedere, care au persistat mai mulți ani, unde oamenii erau decorați cu distincții de stat, dar alocația nominală pentru aceste distincții, deci acei 50 sau 100 de lei de care beneficiau majoritatea, li se acorda doar după ce ieșau la pensie, ceea ce era un pic straniu, pentru că na, oamenii erau decorați la 45 de ani și aveau de așteptat 10 ani, 15 ani, pentru ca să vadă și alocația. Deci, în cazul veteranilor de război, noi excludem această interdicție și, respectiv, toată lumea va putea să primească alocațiile astea nominale, indiferent de vârsta pe care o are la moment și indiferent de statutul pe care îl au, că sunt sau nu sunt pensionari. Totodată, o ultimă măsură este de a stabili că anual, luna martie, de 2 martie, acea alocație de 1000 de lei care o primeau tradițional din fondul pentru susținerea populației văduvele sau părinții, începând de anul ăsta, va fi acordată atât părinților cât și văduvilor. Deci, pentru ambele categorii, dacă persoana decedată are și părinți în viață și o văduvă în viață, ambele soții supraviețuitori, o soție supraviețuitoare, ambii vor beneficia de acei 1000 de lei. Deci, astea sunt principalele schimbări din proiectul de lege și am să rog pe domnul Marcoci încă o dată să reiterează anumite aspecte tehnice, pentru că sunt foarte multe întrebări din partea veteranilor și ca să clarificăm procedura, am să rog pe domnul Marcoci. Mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, stimați veterani! Într-adevăr, astăzi a fost votată legea cea de mult așteptată de dumneavoastră, care puteți să primiți o indemnizație unică de 2500 de lei și toate văduvele și toți părinții care, desigur, în timpul acela, feciorul lor s-a dat viața pentru această țară. Stimați veterani, vreau să vă spun una. Toți veteranii, 20.600, vor primi câte 2500 de lei. Să nu sunați, să nu mergeți la oficiile poștale. De la sfârșitul lunii aprilie, începând cu, să zicem, 20-25 aprilie, până la 31 decembrie, veți primi toți 2500 de lei. Să nu mergeți toți într-o zi, fiindcă, desigur, va fi foarte greu. Eu zic, fiindcă știu că foarte multe sunete sunt din toate părțile și n-aș dori ca voi de astăzi, iar de nou, să începeți cu sunetele. Fiți atenți că va fi dat exact data când puteți să mergeți la oficiile poștale care nu aveți card, care aveți card de la CNAS, veți primi acești bani pe card. Și văduvele la fel, exact aceeași întrebare. Una, stimați veterani, facem tot posibilul pentru veteranii, toți care au luptat la războiul de pe Nistru, să fie mulțumiți. Cum a spus și Dan Perciun, în viitorii ani ne-am aștepta poate și altfel, dar astăzi avem cei ce putem să oferim noi, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult de ascultare și vă zic la revedere. Mulțumim. Dacă sunt anumite întrebări, dacă nu, o zi frumoasă tuturor. Mulțumim.